A doua zi de proteste, înarmați cu vuvuzele, goarne și portavoci, aproximativ 400 de sindicaliști de pe platforma chimică au protestat și astăzi în fața instituției prefectului Vâlcea și a Consiliului Județean, după ce negocierile dintre conducerea CET Govora și firmele de pe platformă asupra prețului la aburul industrial au eșuat. Păstrarea locurilor de muncă prin reducerea prețului la aburul industrial este singura revendicare a protestatarilor. Sindicaliștii au cerut prefectului Florian Marin și președintelui Consiliului Județean Constantin Rădulescu să solicite Guvernului României măsuri imediate de redresare și deblocare a actualei crize de pe platforma chimică, astfel încât economia județului Vâlcea să existe și să funcționeze cel puțin la nivelul avut înainte de luna iunie a acestui an, iar locurile de muncă existente să poată fi menținute. Unul dintre cei mai mari investitori polonezi din România, CIEH Soda România, a anunțat în data de 9 august că este forțată să demareze procesul de oprire a producției la uzina sa din Râmnicu-Vâlcea, începând cu 18 septembrie 2019, din cauza majorării prețului aburului industrial până la un nivel nesustenabil, operat de către unicul său furnizor, CET Govora. Revenim încă o dată la cererea miilor de salariați din județ și pe care cu cinste îi reprezentăm, să solicitați de îndată Guvernului României măsuri imediate de redresare și de blocare a actualei situații, astfel încât economia județului Vâlcea să existe și să funcționeze cel puțin la nivelul de dinainte de luna iunie a acestui an, iar locurile de muncă existente să poată fi menținute. Și în numele dumneavoastră sunt semnatarii cei care au organizat acest protest. În urma întâlnirii pe care am avut-o cu liderii dumneavoastră ieri, am înaintat către Guvernul României și către Ministerele de Resort, Energie, Economie, solicitările pe care le-ați avut. De fapt, ați avut o singură solicitare, aceea de păstrarea locurilor de muncă, ca și soluțiile pe care le-au propus, acelea cu sporirea cantității de cărbune, prețul la certificate și la gazele naturale. Astăzi mi-au lăsat acest memoriu. Și în cursul zilei de astăzi, potrivit atribuțiilor legale, voi informa Guvernul României cu privire la manifestarea dumneavoastră, l-am informat de ieri, dar voi informa și cu privire la această activitate de astăzi și imediat ce am un răspuns, vă voi anunța prin liderii dumneavoastră de sindicat. Noi murim de foame, noi suntem sub stres, avem copii de crescut. Nu, domn prefect, dumneavoastră vorbiți în continuu, nu putem să vorbim. Eu sunt om simplu și vreau ca să știm când perioada asta nu durează de o zi, două, trei, durează de luni de zile. De luni de zile nu se face nimica. Sunteți pus aici să luați atitudine pentru oameni, nu salariu. Salariul iau și eu, dar muncesc. Ca să luați salariu trebuie să munciți pentru noi, că de asta suntem pus. Vă rugăm frumos, urgentați, că nu pot să stau în stradă toată ziua. Eu am copii, sunt bolnav cu nervii, mă faceți cu nervii. Por toată lumea. Urgent! Ce faci? Asta pot să aștept târtie, fac și ordinea dumneavoastră să-mi dați casă, că durează. Nu, vă rog frumos, urgentați! Nu trebuie să stau aici, să stau să urlu. Dumneavoastră, convine să sufluier în vuvuzea? E să fluier. Nu! Vreau să vorbiți cu noi! Vreau să stați aici cu noi! Sunați-o pe doamna Dăncilă acum! Sunați guvernul, sunați ministerul! Oamenii fac scandal! Uite, au nebunit! Vă rog frumos! Eu nu mai suflu în buzea, vreau să vorbiți cu dumneavoastră! Vă rog din suflet, domnule prefect, cu respectul! Veniți aici, că e o situație critică! Nu se poate așa ceva! Cât o lungim la infinit? Nu se poate, chiar... Situația critică a fost sesizată instituției prefectului, reprezentantul guvernului în teritoriu, încă după data de 23-a 5-a. Punct și atât, deci de atunci autoritățile statului român au luat act de ceea ce se întâmplă. Protestatarii spun că municipiul Râmnicu-Vâlcea riscă să devină orașul pensionarilor și al asistaților sociali în cazul în care locurile de muncă nu vor fi salvate. Tocmai de aceea au cerut răspicat ca premierul Viorica Dăncilă să vină la Vâlcea să stea de vorbă cu ei. Soluții nu sunt. Plăți compensatorii să distruge un județ. Să distruge un județ e un lanț. Deci nu vor mai rămâne mulți. În toate unitățile astea, gândiți-vă la economia județului, că de fapt aceste unități susțin județul Vâlcea. Domnul președinte Rădulescu, am discutat și cu dumneavoastră și cu domnul prefect, sunt conștienți de treaba asta, că impactul este major.
Sper să găsim soluții, de fapt dumnealor să găsească soluții cu guvernanții din noștri, pentru că altfel va fi o tragedie în județul Vâlcea. Vă asigur de asta. Ce va ajunge Râmnicul? Exact ce v-am spus, un oraș al pensionarilor și al asistaților social, pentru că oamenii buni de muncă vor fi nevoiți să ia calea Occidentului, să-și caute lucru, să-și caute de lucru, să poată să-și întrețină copiii care vor rămâne acasă. Da, să vină premierul Dăncilă, să vină miniștrii care de fapt au atribuții în vederea rezolvării acestei situații deosebit de gravă pentru economia județului Vâlcea. Să vină parlamentarii județului Vâlcea. Singura revendicare, păstrarea locurilor de muncă. Strig și atât. Va fi jale mare în județul Vâlcea dacă ținem cont de impact. Mă așteptam ca societatea civilă să ne fie alături astăzi. Mă așteptam ca sindicatele de pe platforma chimică să fie alături de noi astăzi. Asta este. Noi mergem până la capăt. Câte locuri de muncă vor fi pierdute? Peste 10.000 de locuri de muncă vor fi pierdute, peste 50.000 de persoane vor fi afectate, în jur de 750 de milioane de euro, cifra de afaceri a județului Vâlcea va fi diminuată. Din ce să mai trăiască autoritățile? CIEHU își închide afacerea din 18 septembrie? Da, așa sunt. CIEHU își oprește activitatea, urmând a intra în conservare începând cu data de 18, fiindcă de fapt prețul agentului termic este insuportabil pentru ei. Câți veți pleca din CIEHU? Toți vom pleca, doamnă. Încetul cu încetul vă spun că ideea economia, singura platformă chimică din România va fi distrusă. Dat fiind faptul că mai avem decât 6 zile de funcționare și nu știu dacă ne mai vedem mâine, că nu se știe cine rezervă viața, am un cadou pentru dumneavoastră. Acest produs Made România, fabricat la Râmnicu Vâlcea, de 60 de ani de zile se face neîntrerupt. Se făcea. Și aspară cu piciorul. Noi avem pe 7 noiembrie 2019 societatea noastră împlinea vârsta de 60 de ani. Și noi trebuie să aducem un pulvere de sare. Manifestanții și-au continuat protestul în fața Consiliului Județean Vâlcea și au cerut ca șeful legislativului județean Constantin Rădulescu să dialogueze cu ei. Oameni buni, eu vreau să vă spun că n-am coborât în fața dumneavoastră astăzi să încerc să vă liniștesc în mod artificial sau să vă spun o minciună, pentru că eu sunt de partea dumneavoastră. De ce? Pentru că de 3 luni de zile mă lupt să facem rost de cărbune și de gaz la preț bun. Este foarte simplu. Pe mine nu mă interesează doar CET, Govora și siguranța locurilor de muncă de aici din CET, termoficare sau minerii. Mă interesează și USG-ul, mă interesează și SNS-ul, pentru că toți trăiți aici cu mine. Și atunci am mers și ieri. Și ieri am fost la 3 ministere, urmăresc îndeaproape, pentru că dacă vrem să rezolvăm problema, și eu vreau să o rezolv, că nu de-aia am scris, deci hârtiile astea nu sunt făcute de un om care nu știe ce vrea. Hârtiile astea explică clar și nu cu povești, hârtiile astea explică foarte succint care e rezolvarea. Am cărbune și gaz, pot să discut prețuri, dar trebuie să înțeleagă toată lumea că nu pot la nesfârșit și nici cei de acolo, că se duc în pușcărie, să vândă sub preț de producție și așa mai departe. Lucrurile sunt foarte complicate, dar vă spun că mă bat în fiecare zi să o rezolv. Nu vreau să se închidă nici USG-ul, nu vreau să sufere nici Chim Complexul, nici SNS-ul, nici nimeni. Tocmai de-aia am demarat de săptămâna trecută discuțiile cu cei de la Olchim, de la Chim Complex, pentru a accesa bani și să facem împreună o centrală pe gaz. Pentru că asta e soluția. Ne omoară acele certificate de emisii de CO2. Acele certificate pe care trebuie să le plătim cu bani cash și bani jos pentru fiecare tonă de cărbune pe care o ardem. Sunteți aici oameni, unii dintre dumneavoastră ați lucrat cu părinții mei, cu tata, Dumnezeu să-l ierte. Nu aș veni în fața dumneavoastră să vă vând gogoși. Vă voi spune în fiecare zi și nu mi-e frică să vin în fața dumneavoastră, pentru că vin cu sufletul curat. Nu sunt un golan care să fie președinte al Consiliului Județean și să vă mintă. În fiecare zi vă voi informa. Cei care vreți, aveți aici documentele, vi le explic pe toate și nu
nu mă las. De ce? Nu pentru că pentru politică sau pentru alte chestiuni, mie nu mi-a fost rușine cu nimic din tot ce am făcut în viața mea. Sunt băiat de maestru și de croitoria, s-am crescut cu cizmele de cauciuc pe hol. Prin urmare, vă rog să aveți răbdare. Vineri mă duc din nou la București. Le-am explicat oamenilor ăștia ce îmi trebuie, că îmi trebuie cărbune și îmi trebuie gaz. Am făcut deja demersuri, am fost asigurați de la Complexul Energetic Oltenia că ne livrează în continuare cărbune, pentru că, ce să faci? A căzut nenorocirea aia de excavator făcut până 1970. Din vina cui? O să vedem din vina cui. Nu sunt eu specialist. Trebuie să plătească cineva până la urmă. Eu vreau să vă asigur că nu am venit în fața dumneavoastră să vă spun minciuni și vă voi pune public fiecare demers pe care îl fac pentru salvarea platformei industriale chimice. Protestele sindicaliștilor de pe platforma chimică vor continua și mâine.